Hello! Sincer, nu știu ce zi e astăzi. Cred că sâmbătă. Sau vineri. Nu știu exact. Așa, am rămas singur în cort. Pentru că... Iulian s-a dus să... să-și recupereze o greșeală, practic. Da, când eram la Nido de Condores, s-am prietenit mai bine cu un grup. Un canadian cu un argentinian. În final argentinianul Santiago stătea prost cu tensiunea. O avea foarte mare și a trebuit să întoarcă spre Mulas. Să coboare. Dar ținând cont că ei aveau arzător pe benzină, din câte știam noi, că la 6.000, domne, cel pe gaze nu face față și hai să ne combinăm cu canadianul, să vină cu noi, spaniolul să coboare cu cortul lui la plața de Mulas, să-l aștepte acolo 2-3 zile, ceva de genul, pe canadian. În fine, am urcat aici. Arzătorul a rămas la spaniol, cel pe gaz. Am urcat aici de la Berlin, încă un pic mai sus, Canaleta. Și 3 zile a fost pe râd, n-am făcut vârful, n-am reușit să ne mișcăm din corp, practic, aproape. Atât de oribil era și de urât. Iar acum, ținând cont că ăsta canadian nu mai avea decât 2 zile, valabile din permisul de ascensiune de 20 de zile, a trebuit să coboare, că altfel plătește 1000 de pesos dacă depășește cele 20 de zile. Și a coborât și Iulian cu el până la Mulas, plața de Mulas, ca să ne luăm arzătorul, logic. Și cu câte butelii mai avem și noi pline pe acolo, că îi dedusem 5. Da. Și săracul are de mers vreo 3-4 ore coborâre și urcare vreo 8-9 ore, am impresia. Afară e un viscol crâncen, bine că măcar că e un pic de soare. Sper să nu se strice, să ne ajute Dumnezeu. Da, ce să zic, sper să iasă totul bine. Cum am îmbrăcat și eu, o să mă duc un pic pe vârf, vreo 2-3 ore, eu știu, să văd cum o să mă simt. Și... aștept seara să văd dacă se întoarce până la 8-9 seara, dacă nu, mâine după masă. Dacă nu se întoarce mâine după masă sau în seara asta, înseamnă că sunt probleme la mijloc și nu e bine. Da, asta e cortul nostru, domne.